Ce mai face Camelia? Nu vreau să ajung să mă cunoști, dar o să fac o poză cu tine. Păi, prima piesă pe care am lansat-o a fost pe albumul lui Biugi Mafia, asta cu Până când moartea ne va despărți. Hai să vă spun sincer, eu lucrez în muzică, dar nu știu nicio notă, nu știu să cânt niciun instrument. Da. Asta aia din American Dream și mașina aia erau ale mele. Da, era un American Dream un pic fals. Aveam toți modele, de exemplu, l-ascultam foarte mult pe Tupac. Eu nu-i condamn, nici noi n-am știut să profităm de succes, noi n-am știut, de exemplu, de ce am avut succes, ca să putem repeta ceea ce am făcut. FM by Night cu Venger. Bună seara, bună seara, 22:01, o ediție specială de Pro FM by Night cu Venger. Nu ne-am mai auzit de ceva timp, ce este drept, însă o să revin eu, de fapt, cu toate detaliile necesare, de ce nu mai sunt în fiecare seară de la 22 la 1 noaptea, însă până atunci intrăm într-o altă discuție și într-o altă ediție specială de Pro FM by Night cu Venger, pentru că astăzi l-am invitat pe Puia. Dacă vă vine să bună credeți. Seara, bună seara! Te salut, Puia, îți jur, îți mulțumesc din suflet pentru că ai acceptat invitația să vii aici. Mulțumesc și eu de invitație, sper că sunt și oameni care ne ascultă la ora asta. Să știi, s-au culcat. Să știi că sunt suficient de mulți oameni care ascultă și la ora asta. E bine. Ideea e în felul următor, zic că de sincer se poate, sunt printre cei mai mari fanii tăi, la modul la care... Mersi frumos! În 2009-2008 aveam... tot ce înseamnă discografie Puia. Aveam și în casă CD-uri, tot felul de chestii de genul ăsta. Ca să-ți mai dau un exemplu, ascult Puia de pe vremea în care încă nu știam bine limba română, undeva în Balcani, când ai versul ăla cu La Majora vor gangbang not tot. Da. Eu ziceam gangbang not tot, nu știam ce înseamnă. M-au învățat prietenii mei ulterior care-i treaba cu toată șmecheria. Mi s-a părut odios la vârsta aia respectivă. Mă rog. Am mai crescut de atunci. Ideea în felul următor, în seara asta o să-mi răspunzi la câteva întrebări din ce am auzit și din ce am mai programat. Așa sunt interviurile, nu? Cam așa, da. Cam așa am auzit și eu. Uh-huh. Ideea e că o să începem așa puțin. De când te-ai apucat tu de muzică, ajungem în prezent, am și niște întrebări mai inconfortabile, dacă vrei să răspunzi la ele. Okay. Vedem până atunci. Însă, n-am cum să încep emisia asta decât cu cea mai piesă de la tine. Da. Într-adevăr, ea este. Necenzurată în nimic, undeva în Balcani, de la Puia, chiar acum la Pro FM. Imposibil. Aha. Să nu știi piesa asta. Puia, zi-mi și mie în felul următor, pentru că sunt foarte mulți tineri, s-au apucat de muzică foarte mult. Spune-mi și mie, de unde a venit toată treaba asta cu muzica în viața ta? Cum te-ai gândit tu că trebuie să te apuci de muzică la 16 ani, când ai început cu La Familia? Sincer să fiu, chiar habar n-am. Astăzi am fost la școală la firma aia mijlocie și era săptămâna altfel și a trebuit să discutăm despre cum e să fii artist, despre muzică. Exact asta m-a întrebat un copil. Dar cum ai făcut? Zic, nu știu, sincer să fiu, nu am pe nimeni în familie care să facă muzică, nici nu m-a sfătuit cineva să fac muzică. Pur și simplu m-am pornit ca o joacă, că așa începeau lucrurile. Atunci te jucai, nu, nici măcar aveai o perspectivă că vei face ceva. Era o joacă și am început, scriam niște rime, făceam niște versuri, aveam un caiet peste instrumentare de afară. După aia, cu timpul, m-am întâlnit în cartier cu alții care făceau același lucru. Okay. Și am început să colaborez cu ei, fiecare venea cu idei, ne-am mai întâlnit. Pe măsură ce cunoșteam pe fiecare din branșa asta, învățam mai multe, până când într-un final... Târziu de tot, după ani de zile, am ajuns într-un studio, adică... Da. Uite, am și o întrebare legată de treaba asta în câteva minute. Uite, tot legat de cum te-ai apucat de muzică, n-ai avut vreun model să zici, mă, l-ascultam pe nu știu care și ai zis, bă, vreau să fiu ca asta, da, să mă apuc de muzică? Cu siguranță că aveam toți modele. De exemplu, l-ascultam foarte mult pe Tupac și mai ascult și încă în ziua de azi. Era un model pentru mine pentru că... Îmi plăcea latura asta socială a versurilor lui și tot timpul avea, bine, era un gangsta rap așa, dar avea și partea asta care mie îmi plăcea foarte mult și era destul de muzical. Da. Mie îmi place rap-ul mai muzical, nu, erau, nu știu, 95-94, erau Ice Cube, NWA, care erau destul de monotoni așa în ce făceau. Da. Înțeleg, dar uite, dacă tot ai zis mai devreme... Spune-mi și mie, cât de greu era să ajungi la un studio profi în 96, nu 96, când te-ai apucat tu de muzică, nu prea îmi dau seama, 95-96 pe acolo? Cam da, 95-95 m-am apucat de muzică,
prima oară în viața mea când am înregistrat o melodie a fost în curte pe la unul ferentar, era făcea, cum îi zice, era ăsta pe la nunți și avea ca un soi de dublu casetofon, erau două casete, știi, deci te registrai vocea pe una, avea negativul pe una, pe alta îți înregistrai vocea și dacă vrei să-ți dublezi vocea, schimba casetele, punea din nou. Da, da, da. Adică... primul studio adevărat unde am fost, a fost abia după ce am semnat cu casă de discuri. Practic nu prea, nu aveai niciodată în viața ta bani să plătești studio. Studio e scump, era scump și pentru banii din ziua de azi, dar apoi de banii din 90. Adică era undeva la 25 de euro o oră. Mamă. 25-30 de euro o oră. Atunci când era $800 o mașină. Da, da, era, exact, era foarte scump. Plus că... aveai nevoie de oameni pricepuți pentru că erau mulți de scule. Calculatorul nu era așa dezvoltat încât adevărat să îți permită să faci tu totul sau să-ți faci acasă ceva. Mă rog, în felul ăsta făceam o piesă în 3 ore. No. Adică veneam cu lecția învățată de acasă. Păi și cum? Ai intrat la o casă de discuri înainte să fi scos o piesă în mod oficial? Bine, acum păi prima pe piesă pe care am lansat-o a fost pe albumul lui Biugi Mafia, asta cu Până când moartea ne va despărți. Da, da. Cam așa se întâmpla cu toate trupele hip-hop. Încercau, erau niște cluburi, niște bărulețe unde te duceai să cânti, făceai poate niște featuring-uri, poate să făceai o melodie pe banii tăi la un moment dat și ajungeai la casă de discuri. Acum... casele de discuri erau avide pentru după artiști ăștia noi, pentru că n-aveau de unde să aleagă, n-aveau. În 97 când am scos noi primul album, deci eram o mână de artiști români. Deci eram adevărat, chiar da. Noi, Mafia, ce zic, în partea asta de Reparaziții și mai erau poate Moromeții. În rest de... erau, nu știu, 3 Sud-Est. Da, 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 înțeleg. Clasici, erau comercialul ăla. Da, nu știu, erau 30 maxim, tot, în toate genurile muzicale, ceea ce este infim față de cât de mulți artiști sunt în ziua de azi. Cred că acum apar 30 pe zi și nu exagerez. Da. Știi da. Care e faza? Uite, noi, eu sunt din Constanța, știi? Da. Și avem o Caterinca acolo, practic e piesă scoasă la un studio din Năvodare. Adică în momentul de față, cred că oricine are acces să-și ia un microfon, să-și antifoneze o cameră, să-și ia un soft de la... Da, da. Să-și îl ia cum apucă el, știi, să scoată o piesă. Că nu mai e așa de greu. Acum ideile lipsesc. Asta zic. Adică văd că lumea ușor se întoarce pe la muzica asta de 90. Nu e oricât de poate și din cauza că era atât de complicat să faci ceva. În momentul când ajungeai la studio era așa o presiune. Adică mă, nu te duceai acolo așa iurea. Da. Trebuia să faci ceva și să fie bine. Adică aia era. Te duceai, ca să zic, te pregăteai luni de zile înainte să ai sesiunea de studio. Da. Și acum, cât dura? 3 ore așa? Păi sau... nu, dura, da, cam așa era frecvența. Deci în 3 ore de când începeam, cam aveam o piesă și mixată. Da. Cam așa era și nu sună prost. Eu vorbesc de albumul Unicărnui ca acasă, care sună destul de bine. Adică piesa aia pe care ai înregistrat-o pentru prima dată în studioul ăla din Ferentari, a ieșit? Poftim? Piesa aia pe care ai înregistrat-o prima dată în studioul ăla din Ferentari, a ieșit? Nu, n-a ieșit niciodată, nu. Și o mai ai? Era pe casetă audio, casetele audio. Noi mergeam cu ele în... aveam instrumentalele pe ele. Mm-hmm. Astea, pe măsură ce le ascultai, ele se deteriorau în așa hală încât nu se mai putea auzi nimic. Nu auzi nimic. Plus că le mai și agăța, știi, aparatul. Știu că era cu chestia aia de trebuia să-l dai cu scubitoarea, cu creionul. Da, mă rog, n-a rămas nimic din perioada aia, din ce am făcut. Totul a rămas când am... Tot ce am e... din perioada în care mergeam în studio. Da. Nu știu, mi se pare super tare, pentru că știi care e faza acum, ca să ajungi la o casă de discuri, deja trebuie să ai niște numere, trebuie să ai niște vizualizări, trebuie să scoți ceva, nu poți să te duci, eu am talent, hai să încercăm. Nu prea te mai ia lumea din ce am observat în 2023. Mă, sincer să fiu, nici casele de discuri nu mai se implică așa de mult cum era înainte. Înainte, asta era misiunea lor, să investească într-un artist până îl făceau cunoscut. Păi și da. Nu să ia artiști cunoscuți pe care să îi monetizeze mai doar bine, mai degrabă niște bănci decât niște case de discuri. Adică oamenii ajung acolo doar așa, ca să le dea bani de clipul, să mai le plătească studioul, dar în principiu nu prea se implică în cariera lor foarte mult. Noi...
Am avut parte și de o perioadă foarte dificilă în anii 90. Lumea nu prea avea așa mulți bani și țin minte că la un moment dat am scos al doilea album ăsta, Nichelmica, acasă, ăsta cu tupet de borfaș, am scos la familia și era pentru prima oară când aveam un CD-ul, până atunci făceam numai casete audio. Era pentru prima oară când făcuse și noi un CD-ul și când am văzut că nu se vinde. Păi nu prea vrea la ce să-l asculti la vremea aia. Aia era problema, dacă... Zic, mă, cum nu se vinde că lumea ascultă melodia? Și tot m-am luat la casa de discuții, zic, ce se întâmplă? Și a zis, păi, n-are lumea aparatele. Mai ții minte anul în care ai simțit că ai reușit? Anul în care ai zis, bă, puia are succes. Puia personal sau la familie? Sau eu ca artist așa? Hai să începem cu la familia și după vorbim și de tine personal. Cu siguranță 98 am simțit asta atunci când am lansat tupeul de borfaș și am început să am foarte multe spectacole împreună cu Sișu și... mergeam în toată țara și ca puști început să ieși și ceva bani pe mână. Da, da, da. Dar na, astea în lumea muzicală durează 2 ani, maxim 3, după aia trebuie să faci din nou chestii. Tocmai, adică trebuie, am observat și eu, mai ales cu artiștii ăștia noi, vin bubui cu 2-3 piese, nu știu să profite de succesul ăla, se duc în cap, nu mai aud de nimeni de aici, știi? Băi, eu nu-i condamn, nici noi n-am știut să profităm de succes, noi n-am știut, de exemplu, de ce am avut succes, ca să putem repeta ceea ce am făcut. Și noi tot încercam să facem lucruri noi. Poate a fost feeling, frate, adică... Da, am trecut într-o perioadă destul de bună, lumea era deschisă să asculte lucruri noi și... De-aia îți permitea și la fiecare album să încerci chestii care nu trebuie să semene cu nimic. Da, și da. Cred că spiritul ăsta s-a pierdut acum. Lumea vrea să se încadreze cu japca într-un gen anume. Exact. Ca să semene cu ceva. Noi ascultam pe ăștia de afară, dar nu vreau să semănăm neapărat cu... Bă, uite ce, știi ce observ? Acum nu că se inspiră lumea din afară, știi piesele alea că sunt copiate unul la unul, știi? Da, da. Adică scoate cineva în afară, asta ca să nu mai vorbim de maneliștii noștri, care nu copiază doar de afară, copiază și de aici și de pe acolo și de pe peste tot. Cumva mi se pare că acum e mult mai ușor să te inspiri să faci ceva decât să o faci original. E și mult mai greu pentru că fiind atât de mulți, trebuie să... Să sune bine, e ușor, e greu să sune foarte bine. E vorba și de timpul în care trebuie să lansezi, că tu trebuie să lansezi piesă după piesă, ca, vezi, Doamne, să ai succes, să fie content. Nu cred că poți să faci ceva de calitate lucrând la un album 2 ore. Trebuie să ai un timp anume și plus că depinde și perioada în care ești tu. Eu nu cred că... Ci eu așa am gândit mereu. În carieră trebuie să ai momente când ești sus și momente când nu ești. Ca lumea... Ca să ai timpul necesar să ajungi din nou. Să-ți schimbi cumva percepția față de ce urmează să faci. Altfel risc să te repeți în continuu și să nu... Să plictisești. Clar. Nu există niciun artist pe lumea asta care să-ți cânte în fiecare zi și să nu te plictisească. Adică, și aceeași chestie. Crezi în reinventare? Adică... Eu cred, normal, asta am încercat la fiecare 3, 4, 5 ani. Încercam să iau o pauză și să stau să mă gândesc, bă, ok, am făcut, a trecut perioada asta, hai să vedem cum facem în continuare, cum aș face lucrurile, cum muzica s-a mai schimbat, eu m-am mai schimbat. Da. Adică... trec cumva să faci în concordanță cu cine ești tu în momentul ăla. Și eu cred în chestia asta, deși e cel mai greu lucru asta, tocmai reinventarea asta. Pentru că ai mereu două brigări, știi? Unii care zic, bă, dar de ce nu mai faci, mă, ce făceai? Așa mi se întâmpla la tupet, după tupet de bărfaș. Aici sunt. După tupet de bărfaș. De ce nu mai faci, ce faci? Păi dacă fac tot aia, o să fie aceeași... Adevărat, aceeași vrăjeală. Te plictisești. Știi care e faza? Oamenii sunt adică asta am observat eu, oamenii sunt obișnuiți așa să trăiască în comoditate, le frică să încerce ceva nou. Și în momentul în care apare ceva nou pe piață sau un cunoscut devine necunoscut, de asta sunt așa oarecum reticenți. Că veni vorba, da, piesa undeva în Balcan este una dintre cele mai criticate piese ale mele, deși e și cea mai de succes, da. Atunci a fost un val așa de critici pentru că lumea nu era obișnuită cu mine cântând în genul ăsta și atunci m-am zis, nu mai faci de alea vechi, ce s-a întâmplat? Da. Dacă stai să asculti textul, e același lucru. Chiar exact. Așa și porni piesa, prima oară am făcut o rap, știi? Textul ăla. Și când am ajuns la George, a zis, mă, parcă am mai auzit asta. Zic, nu vrei să încercăm altceva? Și zic, ok, hai să încercăm. Și atunci am pus același versuri, dar cu efect.
Și cu sample-ul ăla, da, 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 care se aude. Ăla e absolut genial. Ăla mi se pare că pur și simplu, eu când aud partea aia, cum începe undeva în Balcani, eu văd copilăria mea și cred că sunt excepțional de multe persoane care se regăsesc în treaba asta. Mă bucur că am reușit să facem un clasic din piesa asta. Tocmai, tocmai, tocmai. Da. Uite, dacă ar veni cineva acum în 2023 și ți-ar cere, nu știu, drepturi pe sample-ul ăla, l-ai da? Nu știu dacă îmi stă mie în putere să fac chestia asta, dar mai facem. Cineva a venit acum și a cerut, de exemplu, drepturi pentru... o dată pe lună pentru viață nouă, da, la familia. Da, depinde și cine îl cere, că dacă asta e clar. Dacă vrea, de exemplu, eu știu, să facă, dacă e cineva care nu-mi place ca artist, nu știu dacă aș zice ochi. Normal. Da, adică normal. E o piesă care, na, a devenit o emblemă pentru mulți. Aș avea un pic mai multă grijă ce se întâmplă cu ea după aia, dar na. Uite, muzica trebuie să circule. Am văzut acum un trend, să știi că așa out of subject, într-un minut și 40 de secunde o să intrăm on air, okay. Dar am văzut acum un trend, sunt o grămadă de trepărași, de oameni în zilele noastre care scot a doua parte a piesei care a bubuit. Adică să zicem că ar scoate undeva în Balcan 2, cum ar fi? Ai văzut că și ăștia de la Ozon cu Dragostea din Tei, Dan Bălan mi se pare că a scos Dragostea din Tei 2. Bă, e ca la filmele alea, partea a doua, da, niciodată nu e tare, la fel de tare ca prima, nu știu, nu cred în partea a doua, partea a treia, partea a șaptea. Da, e mai simplu să faci așa, în continuu, aceleași variante ale piesei, mai glumesc eu cu Stișu, zic că ăsta e sindromul Voltaj, știi, când făceau, au făcut cu Albinuța și pe aceea a făcut în continuu piese care semănau cumva, era un trendul ăla, știi? De, pe moment pare cea mai la îndemână, dar în timp nu, pentru că oricât de ciudat ar părea, lumea își dorește să fie și surprinsă. Tocmai, da. Adică melodiile care îți rămân în minte sunt alea care te marchează cumva, nu alea care sunt în trend. Da, tocmai. Uite, am văzut, spusese cineva tot așa într-un podcast la un moment dat, că practic vechiul devine nou. Cumva... Păi, din ce în ce mai mult este evident chestia. Domnul Pui. Domnul Pui. Da. Mi se pare absolut incredibil ce mi se întâmplă mie acum. Tu gândește-te în felul următor. Ascultam piesele, nu știu să-ți dau citatul exact acum. Spune că lumea se uită la televizor, că vor să devină vedete. Înțelegi, eu mă regăseam în versurile alea. Poate că erau ușor pe hatereală către oamenii aia, eu mă regăseam acolo, înțelegi? Păi, da, făceam caterincă de pseudo-vedetele din timpul ăla. Tocmai. Cu timpul ele au devenit vedete veritabile și n-a mai fost nimic. N-a mai fost nimic la loc. Lui. Nici nu se mai râde de așa ceva. Tocmai. Uite, dacă tot ai folosit cuvântul ăsta, dă-mi și mie un exemplu. Sau descrie-mi puțin cum, de ce e o persoană vedetă. Cum ajunge să fie vedetă? Pe bune sau așa, în accepțiunea generală? Hai să spunem, să luăm ambele variante. În accepțiunea generală. Păi, în accepțiunea generală, o vedetă nu trebuie să facă nimic. Trebuie doar să existe, să aibă followers. Da. Și să aibă foarte multe clipulețe, să aibă cifrele alea pe social media. Și bineînțeles, dacă mai apare și într-un filmuleț sau nu știu ce, poate să fie liniștit vedetă, pentru că nu e nevoie să facă nimic. Nu trebuie să dea goluri, nu trebuie să joace tenis, nu trebuie să facă muzică, nu trebuie să fie actor, nu trebuie să fie absolut nimic, doar să existe. Pentru mine nu. Da. Pentru mine o vedetă sau un star ar trebui să fie cel mai bun în meseria lui și bineînțeles să aibă și o anumită conduită. Poate, nu știu, dacă la vorbim de fotbal, l-aș numi pe Hagi ca o vedetă. Am înțeles, adică mergem la nivelul ăla. Păi nu știu decât altul. Nu știu altul, adică nu înțeleg. Pe mine foarte mult timp, din cauza asta, termenul de vedetă mi s-a părut așa un pic peiorativ. Adică la noi în cartier așa se vorbea: ce faci, mă, ești vedetă? Adică toată lumea știa că nu ești tu acolo cel mai bun, știi, ci pe numărul 1. Și zice, hai mă, te dai vedetă? Și aici trebuia să asta era un termen care se cucerea foarte, foarte greu. Ca să nu ajungi în derizoriu, știi, să zic o lumea vedetă la mișto, ce mă, ești vedetă acum asta, nu știu ce. Acum, bă, că funcționează și așa, nu știu, poate fi și asta o variantă bună,
Fiecare cred că e vedetă în anturajul lui. Adevărat, adică asta foarte clar. Dar uite, ce mă interesează pe mine în momentul de față, mai devreme am vorbit despre cum te-ai apucat tu de muzică, niște influențe, lucruri de genul ăsta. În ce an crezi tu că Pui a devenit o vedetă? Pentru că real vorbind, ești o vedetă în momentul de față. Păi eu zic că nu pot să numesc neapărat un an, pentru că fiecare an din cariera mea a fost cât o cărămidă la un zid după care îl vezi acum. Câteodată se mai dărâma zidul, câteodată mai puneam. E foarte greu de zis, doar că cred că undeva acolo în 2009, când s-a lansat undeva în Balcani. Da, pentru că a fost și al doilea album solo. Și na, eram cunoscut ca un membru la familia și da. Lumea ne vedea ca o formație, ca așa și e, suntem împreună. Nu știa ce fac eu solo și cred că 2009 a fost. Uite, o chestie mai am în cap în momentul de față, tot am vorbit de începuturile carierei tale, mai ții minte câți bani ai luat pe primul concert și unde l-ai avut? Păi, nu știu, cred că primul concert, știu unde l-am avut, a fost în deschidere, cântam în deschiderea celor de la B.U.G. Mafia, a fost în Baia Mare, dar știu că am luat bani atunci, s-au luat foarte puțin, pentru că așa mi se părea normal, te duceai să îți faci mâna, numele, să faci numele și a fost, deci țin minte absolut tot ce s-a întâmplat acolo, da. Pentru că a fost pentru prima oară când am dat autografe. Mamă. Da, a fost, unii dintre ei m-au mai văzut și acum. Da, e și bine? Da, e și foarte bine, chiar dacă se cânta de pe casetă. Și la un moment dat, ăla care avea grijă de casetofon mai oprea în timpul concertului că s-a agățat banda, mai avea niște de-astea. Dar a ieșit foarte bine, că lumea era foarte deschisă la chestiile astea, noi, care nu le mai auzise. Lumea asculta Angela Similea până atunci. Da. Dacă e să trecem la polul opus, când e următorul concert cu ea? Păi cred că mâine. Mâine? Mâine, cred că e asta, să mă uit. Mâine mi se pare că e în București. Nu cred. Da, e, în asta... București. Ia să văd aici. Terra Events, nu știu. Ok, hai că anunțăm în câteva minute dacă e. De în felul următor, eu am un top așa al pieselor tale. Văd că pe una nu am aici, dar o să o ascultăm în câteva minute. Deci începe așa, undeva în Balcani, piesa aia, pur și... o ascult din 2009 și până acum zilnic aproape, înțelegi? Adică este e acolo, e top 3 piese of my life. După vine piesa asta. Cel puțin când eram eu în liceu și mergeam la party de astea, puneam noi muzică, asta și undeva în Balcani rupeau. Și mai mult ca sigur, cred că o să rupă și când o să am eu copii. Da. Mai ții minte care a fost cea mai mare prostie pe care ai făcut-o atunci când eram mic? Cea mai mare prostie care am făcut-o când eram mic? Da. De astea erau multe. Da, la un moment dat m-a prins cu tremurul în copac. Eram, da, ca problema aia, dai fructele din copac, nu te duceai să ți le iei de la piață. Da. Și atunci m-a prins cu tremur, era chiar să cad, eram la sol. Făceai de astea, nu știu, te mai certai cu vecinii, mai luai o piatră în cap, mai spărgeai capul, mai... Astea erau chestiile care se puteau întâmpla, nu făceai foarte multe lucruri. Am mai auzit povești de-astea, cu fugit de acasă, cu plecată fără să anunțe câte 3 zile, numai de-astea. De-asta te întrebam, no. Dacă vreo chestie de-asta, n-ai fost obraznic. Nu, eram cu minte când eram. Și la fel. Da. Mai târziu m-a apucat pe mine cu filme, cu Baga Bonțeală, cu alte chestii de genul ăsta. Bun, ai simțit vreodată că e nevoie să pleci din țară? Adică ai trecut vreodată în pasul ăla de să simți, bă, cred că nu mai am ce căuta aici? Bă, am avut perioade în care am stat în Spania câteva luni, am stat și în Italia câteva luni. Am cunoscut viața de acolo și chiar dacă mă gândeam eu că poate ar fi o variantă, zic, mă, mai stai pe aici, mai schimbi atmosfera. Era chiar în perioada când, înainte să lansez albumele solo și... Sișu tot intra la pușcărie și era că am distrus proiectul la familia, da. Și am un pic dezorientat, nu mi-am dat seama ce să fac. Și atunci am fost plecat pe afară ceva timp, să fost și eu cip acolo ce se întâmplă.
Dar nu era nici pe departe ce mă gândeam eu că o să fie. N-ai avut gândul să și rămâi. În primul rând nu aveai viață socială. Asta, da. Era o atmosferă destul de rece. Tuturor le era dor de casă, nu era niciun acolo care să zică, bă, ce bine e aici, vai, ce tare mă simt. Și te simțeai mai străin decât străinii, știi? Adică da. Era o apăsare, știi? Înțeleg. Dar nu am simțit că e locul meu nicăieri, decât acasă. Și nici în momentul de față nu te gândești, de exemplu, că ai putea... Știi că e pretextul ăla. Dacă n-aș fi avut experiențele astea, poate m-aș mai gândi încă. Dar odată ce le-am avut și am stat pe acolo 2-3 luni și am văzut cum trăiește lumea, cum câștigă bani și ce trebuie să faci de fapt, nu cred că... Nu m-am mai gândit niciodată după aia. Că, bine, poți să te muți în altă țară dacă ai un venit garantat, eu știu, te muți în... într-o stare de asta caldă, stai acolo la soare. Da, pe relaxare, așa, da, da, înțeleg. Da, nu cred că aș rezista nici acolo, că, uite, eram, de exemplu, în Spania, într-o zonă cu era o zonă de asta turistică, cu plajă. De, nu puteam să mă bucur deloc de plajă aia, că eram singur pe plajă. N-aveam cu cine să stau, cu cine beam bere, cu cine vorbeam, stăteam singur și ascultam muzică la căști. Bă, extraordinară Spania, dar cu cine vorbești? Exact. Adică nu, aici e o mare problemă. Acum generația de copii care s-au născut acolo, români vorbesc, ei deja sunt spanioli, sunt italieni, dar nu mai au, n-au cum să aibă dorul de casă. Ce e acasă? Că nu e aici, la noi e acasă, știi? Și pe copilul ăla de la 4-5-6 ani, îți dai seama dacă acolo a copilărit, a făcut prietenii, s-a adaptat? Da. Știi de ce? Mă scuz că te-am întrebat. Știi ce te întrebam în chestia asta? A avut foarte mult pretextul ăsta. Mă mut din țară pentru copiii mei, știi? Că să le ofer un viitor mai bun copilor. Știu că ești foarte familist, știu că ai 3 fete în momentul de față. Da, mutatul din țară doar schimbă problemele din țara ta cu problemele din țara respectivă. Nu cred că există vreo țară fără nicio problemă. Poate unii sunt interesați mai mult de, eu știu, sistemul de sănătate, sistemul, eu știu, de educație și așa mai departe. Pe mine mă interesează și partea asta de ADN-ul, de tradiție, de cum anturajul în care crește copilul. Am crescut pe străzile din București. Copiii mei se simt foarte bine umblând pe acelea străzi. Nu știu dacă ar fi mult mai entuziasmați dacă ar umbla până în Spania. Până la urmă, trebuie să mai ai și încredere în Dumnezeu și cu sănătatea asta. Adevărat. Că degeaba ai sistemul de sănătate bun în știu ce țară. Dacă îi se întâmplă, frate, ceva... Se întâmplă, și Doamne ferește să nu se întâmple nimănui vreo problemă de genul ăsta. Cât despre educație, și mare parte din educație ar trebui să o faci și tu ca părinte. Și aici e mare problemă, pentru că foarte puțin mai au timp să stea cu copiilor. Iar dacă vrei să te educi, internetul îți oferă tone de informații. Adică ne-am văzut și pe foarte mulți puși de ăștia de 21-20 de ani, care i-am văzut pe TikTok acolo că vorbeau, care au făcut ceva bănișori și toți spuneau de faptul că s-au informat foarte mult singuri pe internet. Asta dacă clar. Ceva te pasionează, bă, sincer... Uite, asta e frustrarea mea de acum, pe care o spun că absolut pe peste tot. Mi se pare că în 2020 nici o facultate nu mai este atât de necesară. Te duci, te angajezi, informațiile pe care le iei de la o facultate poți să le înveți singur, acasă, sistematizat, exact așa cum îți dorești. Da, hai să spun ce te învață. Din punctul meu de vedere, școala te învață să fii foarte obedient, să fii ascultător și să fii angajatul cuiva. Clar, da. Tot timpul trebuie să fii angajatul cuiva. Exact. Ori asta nu înseamnă că e o chestie de succes. Plus că domeniile în care tu activezi, că nu știi ce se va întâmpla cu ele peste 10 ani, când termini tu. Aici suntem într-un moment de cumpănă în care meseriile dispar și apar altele noi de la lună la lună. Nu știu dacă școala românească și școala în general mai poate ține pasul cu avansurile tehnologiei în așa de mare măsură încât pe tine, tu când ieși din școală, să fii pregătit pentru nicio meserie.
Eu cred că tu când ieși din școală, o să trebuie să începi să te pregătești pentru o meseria aia, da. Și e mai logic să începi să te pregătești de momentul când ești puș, că atunci e cel mai mare entuziasm. Acum, în școală, într-adevăr, da, trebuie să știi să scrii, să citești, să înveți. Minim de cultură generală pe acolo, da. Să ai și un pic de matematică în cap ca să poți să meargă logica și așa mai departe, dar la facultate problema e mult mai grea. Te cred pe cuvânt, eu sunt anul 4 și mă lupt tare, tare rău de tot. Uite că am fost încă ți-am spus că am fost aici la școală altfel, da. Și mai erau și alți părinți care vorbeau. Și eu am fost sincer copii, bă, eu n-am... Hai să vă spun sincer, eu lucrez în muzică, dar nu știu nicio notă, nu știu să cânt la niciun instrument. Da, da, da. Și nici măcar nu am avut note bune la muzică. La care o altă mămică care i-a lucrat biolog, zice, eu să știți că am facultate, am conservatorul. Zic, păi cum așa? Păi ce așa am făcut, am știut să cânt și la vioară și la... biolog, dar, dar, ideea, da. Dar am... mi-am dat seama că nu-i de mine și am adevărat. Făcut încă o facultate. Și toți făcuseră câte două din pricina asta, că în prima fază au ales ce ar fi crezut probabil părinții sau societatea că e bun pentru viitor, ca după aia să afle că nu e și au urmat ceva care să îi mulțumească sufletește. Până la urmă, omul muncește foarte mult din viața lui și dacă munca respectivă e ceva care nu-l împlinește, atunci va aduce probleme psihice grave. Foarte adică, clar. Dacă e să mă... Uite, eu am o concepție în momentul de față. Dacă vrei să faci ceva în viața asta, băi, și măturător dacă vrei să fii, mă, și ești un măturător bun, n-ai cum să ieșuiezi în viață, n-ai cum. Da, entuziasmul, să știi că bate multe, dar... Tocmai. Cu siguranță trebuie să ai grijă să nu ajungi măturător. Asta ți-o bine, spun eu sincer. Am dat așa un exemplu mai fictiv. Sau, că... hai să luăm altfel. Ar fi, cred că cel mai important ar fi să încerci să ajungi într-un loc în care să fii foarte greu de înlocuit. Că exact. Dacă ești foarte, dacă tu good lucrezi, point. De exemplu, la o supermarket, știi, și dai produsele acolo sau toată ziua, că nu trebuie să te sperie că vei fi la un moment dat înlocuit, că nu faci nimic extraordinar, poate oricine să facă chestia aia. Și cred că aici contează ce abilități ai. Dacă ție îți place calea asta ușoară în care, cum pot să fac și asta simpluț, atunci ești în pericol. Sunt unii care pur și simplu nu-și doresc de la viață decât să aibă ceva bănuți, să cheltuie acolo pe mâncare și pe băutură și să nu mai îmbată nimeni la cap. Sunt tot unii. Mai, da. Dar dacă tu ești din categoria oamenilor care vor să facă mai mult de atât și vor mai mult de la viață, atunci cu siguranță că vei munci mai mult și în primul rând trebuie să faci cumva să nu fii de înlocuit. Asta foarte... Uite, ușor de înlocuit. Mie mi se pare incredibil în meseria pe care o ai și în meseria pe care o am și eu în momentul de față, este atât de mare bătaie încât trebuie să te lupți constant să rămâi acolo sus. Anumite alte meserii îți necesită doar o bază de cunoștință pe care o acumulezi odată și după e mai greu. Da, uite, eu de exemplu m-am dus în studio, a trebuit să învăț singur, de exemplu, să umplu cu softurile, cu programele, că până atunci nu știam. Și am zis, bă, vreau să încep să-mi fac eu beat-urile cum doream eu și atunci am învățat program. După aceea am învățat un pic să mixez, după aceea mai înveți și un pic cu ce face scula aia, ce face ailată, știu un pic din fiecare. La un moment dat îmi făceam și afișe ca să-mi pun la spectacole. Nu m-a speriat niciun aspect al problemei. Doar că cu timpul, dezvoltându-mi, mi-am dat seama că nu e bine să le fac pe toate. Și adevărat, am mai lăsat... te specializezi pe treabă. Da, da, da. Și am lăsat lucrurile în seama altora. Hai să mai revenim puțin și pe Caterinca. Okay. Spune-mi, care dacă ți-aduce aminte de cea mai penală fază întâmplată la un concert. Am auzit-o pe aia cu omul de stătea în primul rând. Nu, de... a mai fost unul. Când era Sișu arestat și a venit unul și zicea, Sișule, puia când iese! Ți-a zis ție? Da, da, am simțit în concert. Ce zici, mă? Sișule, puia când iese! Zic, nu iese! Ce să fac? Nu prea înțeles omul cum funcționează treaba. Da, nu, ce să... Era, oricum... Dar cea mai penală chestie cu un fan? A venit vreunul, nu știu, pui a tatuat pe el sau nu știu, să vină să tragă pe tine la concert, să tragă de piciorul de asta. Nu, a venit unul și a zis, nu vreau să ajung să mă cunoști, dar o să fac o poză cu tine. Era foarte serios, că a crezut că așa este
Și să a crezut, dar avea o atitudine foarte așa, nu vreau să ajut să mă cunoști, dar o să fac o poză cu tine. Bine, mă, de frică fac, nebunule. Dar apoi distractiv. Am observat de-a lungul timpului că și din cauza emoțiilor oamenii nu știu cum să o comporte, știi? Da, sunt destul de... Unii sunt chiar dificili, pur și simplu vin ca să-ți arate ție că de fapt nu tu ești vedete, ei sunt vedetele și să zici mersi că fac poze cu tine. Wow. Da. Ai insistat așa? Ai pățit așa ceva? Da, găsesc. La un moment dat mergeam cu nevastă mea pe stradă, eram pe Magheru, știi, și m-am trezit cu unul care intra în live și mergea în fața mea. Și am zis, mă, ce faci? Păi sunt în live. Păi ești în live, dar m-a întrebat pe mine să... de ce faci chestia asta? Adică mi s-a părut total o brăznicie. Da. Dacă eu nu vreau să intru, da. Sau pur și simplu, îi zic să oprească ăla și nu-l opresc. Dar ți-a fost vreodată frică de unul? Să mergi la un concert, fie unul agresiv, să-și ia prost pe băutură, pe altele și să... Bă, au mai fost cazuri când oamenii s-au îmbătat și au început să facă urât pe acolo, dar de obicei, na... Asta trebuie să faci, tu nu trebuie să stârnești lucrurile, încerci să le aplanezi, dar na, au existat cazuri și când se băteau în timp ce cântam, nu era mic, devenea o obișnuință. Acum da. Ai și cu frica asta, și cum e, de ce ți-e frică, de aia nu scapi. Uite, aveam o întrebare primă mai devreme, tot legat de treaba asta. Am fost la un moment dat la un concert la tine, ai cântat în Mamaia, într-un club din Mamaia Nord, absolut genial, te salut, absolut genial. Doar că la un moment dat eram cu tovarășii mei și ai zis, stați puțin, ne strângem după în dreapta aici la poze. Au început, la un moment dat, unii din față erau niște ăștia, bubuia tricoul pe ei, înțelegi? Aha. Aici la guler frumos, dragonul pe brațul drept. Și erau că, de unde aroganța asta pe tine? Deci se auzea, înțelegi, în timpul concertului, de unde aroganța asta pe tine? De unde ți-asumi tu că oamenii vor să facă poze? Adică, de asta ți-ai zis dacă ai dat și de specimene de asta. Păi îți dai seama că sunt mulți care comentează, nu poți să ignori. Acum, câteodată să știi că păream arogan pentru că mie nu îmi plăcea să discut așa cu toată lumea decât dacă aveam treabă. Uite, asta și să mă bag în seamă, nu mi-a plăcut niciodată să mă bag în seamă așa cu lumea dacă nu aveam ce să discut. Nu plăcea. Și dacă nu-mi place de cineva, nu salut, nu bag în seamă. Nu știu de ce trebuie să faci chestia asta de diplomație așa. Nu-mi stă în fire. Ți s-a întâmplat vreodată după vreun concert, nu știu, să te anturezi cu oamenii de pe acolo, să mai rămâi la o băută? Acum mai se întâmpla, bineînțeles. Se întâmpla. Înainte să fiu însurat. Am înțeles. Dar, mai rămâneam și acum mai rămân în club. De multe ori noi veneam și cu public la concert, adică... Da. Veneam câte 20-30 de oameni, mai stăteai pe acolo, mai bei sau mai te duceai până altă parte, mai nimereai până cămine, depinde unde erai. Din piesele astea mari, din repertoriul tău, care e preferata ta și care e cea mai puțin preferată? Din repertoriul meu sunt o grămadă, nu știu, cred că am vreo 500 de piese înscrise la UCMR. Nu știu, acum piesa preferată cred că rămâne... Totuși, undeva în Balcani, acolo sunt, depinde de perioade, știi, că și starea în care ești, acum asta, clar, asculți. Da. Și ce asculți în perioada respectivă, piesele probabil. Pe care le-am lansat, mie toate îmi plac, pentru că dacă nu mi-ar fi plăcut, nu le-aș fi făcut. O să spun că există mai multe variante ale pieselor și atunci, nu știu, de exemplu, la Viață Nouă avem... vreo trei variante, știi? E clar că varianta care a ieșit aia mi-a plăcut cel mai mult. Nu știu, nu... N-ai vreo piesă în repertoriul tău de zici, bă, mai bine n-o scoteam, dar acum că e scoasă o lăsăm aici. Cred că pe la început am avut noi o variantă la piesa, prima variantă la piesa Băieți de Cartier și cu... cânta o tipă care cred că nu era pe la... început, nu știa să cânte așa bine și că noi nu aduceam, o să lăsam să cânte în studio pe cine vrea, nu erau alegeri, nu se făceau alegeri de-astea da. Foarte atente și cred că aia, prima variantă e cea mai, și n-aș asculta-o niciodată. Și mai există acum pe net? O găsești? Primul album nu e, decât pe YouTube s-ar trebui să o găsești, Băieți de Cartier, începea și cu o chestie așa...
ciudată. Asta-i pentru Zălășan, pentru voi, băieți de cartier. Okay. Adică era o voce de enervantă, știi? Da, da. Îmi cer scuze acum pentru fată dacă ascultă, nici mai știu cine e, dar clar nu, nu a fost o alegere bună. Și noi eram, adică suntem și acum cunoscuți pentru faptul că absolut toate piesele care noi le consideram single, ale ieșeau cel mai prost. Da. Că ne și străduiam să fie bine și din toate din toată străduința asta de a fi bine, ieșea cea prost. Da. Și unde erai cel mai relaxat și unde credeai tu că nu... Că n-ai nicio treabă. Da, cum era pe de borfaj, de exemplu, nu ne gândeam nici că o să vrea cineva să... Nu. Noi ne gândeam la altă piesă că o să fie bună pe albumul ăla. Și am fost uimiți când cineva ne-a propus să facem clip la aia. Zic, cum, vă place asta? I-a zis da. Deci n-am... Cât costa un clip pe vremea aia? Deci mi-ai zis de ora în studio că era vreo 25 de euro, ceea ce ți-am zis... Păi când... clipul la Tupleu de Borfaș a fost vreo 15-20 de mii de dolari, cum era atunci. Atunci 15 mii de dolari? Da, da, păi s-au filmat 3 zile. Păi noi 20 de mașini, ce făceai cu banii? Da, s-au filmat 3 zile. Nu am mai filmat 3 zile la un clip de nu știu când. Adică... Cât filmai cu un regizor de film... Tudor Giurgiu, de exemplu, a filmat clipul care face festivalul ăsta de film în Transilvania. Da, adică da. Nu lucrai cu oameni mici așa, că venea într-o vară și tău sau cum se face acum. Hai mă, că da, am da. O cameră, hai filmează-mă și pe o mine. O potrivești. Adică da. se păstra un nivel destul de sus al calității. Mă gândesc acum. Cât era un apartament la vremea aia? Păi 8.000 de dolari, cam așa. 8.000 de dolari? 8.000, 10.000, cam deci așa. Deci tu ai avut de ales la vremea aia, băiați, a avut de ales. Bă, ori două apartamente, ori clip. Păi nu, că nu noi am investit. Casa de discuri am investea. Înțeles. Casa am de înțeles. Discuri investea și mai, de fapt, nici măcar casa de discuri a fost pentru prima oară când a venit televiziunea Atomic în România. Mamă. Și ei nu aveau, erau atunci un soi de filială veniseră din Anglia. Erau mai de afară veniseră și cu niște bani și nu aveau ce să difuzeze că românii n-aveau clipuri. Și a zis, bă, casele de discuri nu ne fac amărâții ăștia clipuri, hai să luăm niște melodii și să le facem clipuri. Și ei investeau bani în plin și împreună cu casa de discuri, mi se pare că jumate, dar aici s-au ridicat costurile, știi? Foarte familist și sufletist. Da. Și voiam să te întreb dacă mai ai timp de băiețeală, de bagabonțeală. Îți dai seama că acum din ce în ce mai puțin. Mai îți faci timp, că nu pot să zic că nu. Trebuie și chestia asta. Da. Mai ales că na, mergi pe la concerte, mai te întâlnești cu un prieten vechi, mai ai să mai stăm, să mai bem un vin, să mai povestim sau nu știu ce. Dar... Da, ușor, înaintând în vârstă, fiecare începe să aibă treaba lui. Nu mai stai acum să pierzi zile întregi. Dar eu zic că tot timpul îmi fac. Așa îți păstrez spiritul tânăr. Cum arată o seară de băiețeală de-a lui Puia? Păi, multe sticle de vin. Ok. Grătare, muzică. Frumos. Da. Cu prieteni. Da, nu mie îmi place să merg în club. Mai degrabă... Stau pe cameră, stau pe acasă, stau pe în curte, fac orice altceva, dar asta cu ieșit un club mai rar, de unde și mă duc cu fiecare weekend, mă duc să cânt, după aia când sunt cu numai prietenii, chef, da, mă duc, parcă nu aș vrea să merg tot acolo. Păi te-ai venit și cu o întrebare așa, prin învăluire, asta e super serioasă și dubioasă, dar am zis să-ți o pun și pe asta. Ce vrea tu să se știe despre Puia după moarte? Că a fost băiat de treabă. Asta. Că a fost băiat de treabă? Așa e și așa că am zis și în versul, știi? Pe crucea mea vreau să scrie a fost băiat de treabă. Am înțeles. Bun, mai spunem în felul următor. Dacă n-ai fi făcut muzică în viața asta, ce făceai? Ce făceam? Nu știu ce făceam. M-am întrebat de multe ori. Mie mi s-a întâmplat destul de devreme, adică undeva pe la 17 ani mi s-a întâmplat să am piese pe albume, deci asta cu Până cu moartea ne va despărți, asta tot așa, la 17 ani s-a întâmplat. Cumva începusem să merg pe la spectacole și
am mai avut și perioade în carieră în care m-am întrebat dacă, bă, mai merită să continui, dacă asta într-adevăr e o meserie. Dar nu mi-a venit nicio variantă în cap. Și tocmai din cauza asta m-am străduit să o fac cât mai bine pe asta și să am zis, băi, eu nu știu să fac altceva. No plan B. Zic, aici ori fac, ori s-a dus dracu tot și cumva să reușesc. Adică nu exista varianta în care să nu. Și ai și reușit. Adică, uite, stau și mă gândesc, eu te ascult pe tine din 2009, da? Ți-am zis de când era undeva în Balcani, eu aveam 9 ani la vremea respectivă, chiar 8 ani, dacă nu știu în ce lună ai scos piesa. Dar stau și realizez că inclusiv în 2023 ai scos o genialitate de piesă, o ascult și inclusiv pe mine, știu că e adresată cumva unui target mai mare de vârstă, dar inclusiv pe mine, ți-am zis, la 22 de ani, mă bag așa și mă duce... cu gândul la copilărie și la vremea respectivă. Chiar e plană. Zici-mi o decizie mega bună pe care l-ai luat-o în viața ta și o decizie proastă. O decizie mega bună a fost să mă căsătoresc. O decizie proastă a fost să nu mă uit niciodată pe contractele care le semnam. Adică foarte mult timp. Nici nu le-am citit. Nu le-am citit și nu știam ce trebuie să fac, dacă trebuie să iau, habar n-aveam nimic din ce scrie acolo. Și din cauza asta și foarte multe din melodiile pe care le-am lansat, acum nu mi-aparțin sau nu încasez mai nimic pe ele. Mamă, nu cred. De, ce vrei, așa e când ești mic. Da, adică în sine mai cunoaște cazuri de genul ăsta, mai avem unul și pe aici care a mai făcut prostii la viața lui. Ce face Puia în 10 ani? Puia în 10 ani, nu știu ce vrea Dumnezeu, sper în primul rând să fiu sănătos, să fie familia sănătoasă. Eu personal, dacă o să întâlnesc niște artiști care să merite timpul și să-i văd că au aceeași feeling și același entuziasm care l-aveam eu la început, cu siguranță că o să mă implic în carierele lor, sau pur și simplu o să mă duc în continuare la spectacole. Asta, bineînțeles, dacă publicul va mai dori și, nu știu, mă fac DJ, dacă nu, că la aștia nu contează fața. Adevărat, da. Dar nici n-are nicio treabă. Eu sunt perfect convins dacă la generația mea și stau așa și mă uit la tot felul de copii de 11, 12, 13 ani, încă ascultă undeva în Balcani piesa aia, nu o să moară niciodată. De asta zic, adică peste 10 ani, dacă tu vrei să mai continui treaba asta, eu sunt perfect convins că o să meargă foarte bine. Da. Cum vezi tu, cum te vezi tu la pensie? Care e viața ta atunci? La pensie eu mă văd destul de relaxat. Probabil o să stau cu ginerii mei. Pe unul trimit după apă minerală, pe unul după vin, pe altul cărbuni. O să încerc să mă bucur de viață, pentru că câteodată și când să stai așa și să-ți bată soarele pe față, mi se pare că e o zi petrecută frumos. Nu trebuie să faci cine știe ce, toată, să ai avioane și să ai nu știu câte mașini și să ai, nu știu, bucuriile astea pentru mine nu sunt extra. Pe mine asta mă bucură, liniștea, să fiu cu familia, să fiu cu prietenii, probabil să fiu și eu într-un loc frumos, să fie soare, nisip, astea, nu știu, dar... Nu ți-ai făcut un plan, dar nici mi-a nu făcut trebuie. Un plan. Mai să... e o grămadă. Știi că n-ai niciun rost acum, mai ales în lumea în care trăim noi, planurile... Să dau peste cap de la an la an și tare mie că vremurile bune încep să apună. Da. Eu, dacă-ți vine să crezi, m-am gândit ce fac la pensie. Ce deci faci? Eu sunt atașat de Constanța, născut, crescut în Constanța, am zis că mi-au casă pe lângă plajă, măcar, acolo aș vrea să trebuie fac. Să te grăbești, Cif. Da. Partea să nu mai nimerești nici în Constanța. Da. Pe lângă, dacă... Da, nu, că e frumoasă Constanța și plină de istorie. Îmi pare rău că foarte puțină lume exploatează, ca să zic așa, aceste... locuri istorice din fiecare oraș, sunt, le treci cu pe lângă ele și nu știi ce se întâmplă. Și na. Dar astea sunt vremurile. Se vede. Nu mai e atât de mult interes dacă ar fi și s-ar cere, cred că s-ar da. Înțelegi? Dar nici nu mai e încurajarea aia să te încurajeze lumea să te duci la un muzeu. Asta ar trebui să vină cumva și de la
cei de sus, la Ministerul Turismului, de exemplu, care e artă... cum se găsește, de exemplu, în Italia, a găsit o piatră pe jos, face un geam de ăla deasupra și zice, ia uite, aici a fost podul, nu știu cine. Da, și... da, da. Cu siguranță că și noi avem foarte multe 100%. Chestii de genul ăsta, dar dacă nu sunt puse în evidență, nici măcar tu, ca locuitor, nu știi ce e în orașul tău. Tocmai. Uite, hai să, fii atent, merg într-o zonă, nu știu, hai, zic nesimțită, dacă îmi permiți. O să spun întrebarea aia, ți-am spus eu ceva la început de emisie, doar că, uite, spune-mi în felul următor. De fapt, hai că o divizez în două întrebări. Spune-mi ce părere are puia despre iarbă. Păi, despre iarbă, sincer să fiu, cred că sunt niște stereotipuri care ar trebui cumva dărâmate. Iarba a devenit în ultimul timp... egală cu o sticlă de bere și văd în toate filmele că există promovarea asta, majoritatea statelor din America văd că au legalizat-o, peste tot se discută, da, se discută. Sunt foarte mulți care fumează și eu am discuțiile astea cu ei, pentru că de exemplu, eu beau, dar îi spun, bă, nu pot să zic că nu sunt bețiv dacă beau, nu? Da. Că consum destul de, adică măcar mi-asum chestia asta, tu de ce nu poți să-ți asumi că ești dependent? Absolut toată lumea la asta toți am auzit că nu provoacă dependență. Da, fumezi în fiecare zi, deci cum poți să spui așa ceva? Și iarăși altă discuție pe care o am cu ei e că bă, pot să-mi fac treaba liniștit, nu mă deranjează cu nimic. Bă, dar ai încercat și varianta aia când nu ești spart? Adică putem să facem... Nu, că e același lucru. Și începe o discuție de genul, ba, nu, că eu sunt la fel. Păi dacă ești la fel, deci nu încerci... Trebuie să ai în, nu știu, într-un an de zile, bă, măcar jumate... Să fie în realitate, să vezi cum e, asta e, e plictisitor, e nasol, dar asta este, așa arată. Da, adică, da, da. Eu nu, cu picioarele pe pământ. Eu cred că i s-a făcut așa un soi de aură care nu o merită la iarba asta, adică una, clar că provoacă dependență și de orice dependență vine după aia și cu depresie, că nu poți, după ce te lași să nu știu ce, clar că schimbându-ți starea, nu are cum să nu te afecteze, adică nu spune mie că poți să citești o carte și normal și pe iarbă la fel de bine. Asta să clar, te... da. Așa, mai vorbesc dacă afectează sau nu afectează memoria. Și, bă, na, e, bă, până la urmă, alegerea fiecăruia ce face, dar măcar să fie sigur care e realitatea, asumat. Nici cu asumat, ți asumi, eu știu, mă, că ești un criminal, sunt un criminal, da, asumat, nu. Mă refer măcar să, asum, că, bă, să scăpăm de stereotipurile astea, că iarba provoacă dependență, nu te face să râzi de fiecare dată și ai de, după ce încerci să te lași de ea, o să vezi cât de gravă e dependența. Și nu știu dacă starea de fumat este egală cu starea de treaz. Adică asta nu poți să pui. Tocmai. E ca și cum eu aș bea două sticle de vin și te-aș spune ție că nu eu sunt... Nu am nimic! Nu sunt, nu vor de bine. Adică exact, da. Da, cam asta cred despre iarbă. Uite, bag aici puțin bățungat și, uite, facem așa o mică paranteză. Pasta, dacă nu vrei, nu o punem. Dar spui acum. Dacă la un moment dat în viața ta vine fata ta cea mare, da, la tine și spune, tati, trebuie să-ți recunoști ceva, uite, în seara asta am fumat un cui. Care e reacția ta ca părinte? Doar nu să fac foarte mare cazul. În primul rând, cred că ar fi interesant să vezi dacă a fost sau n-a fost iarbă. Da, că nu știi niciodată aici. Problema cea mai mare vine de la tot felul de alte substanțe care sunt derivate cumva sau sunt inventate, cum sunt legalele, sau care pot crea cu tot alte efecte. În primul rând, nu știu, o să încerc să-mi dau seama de ce s-a întâmplat. Adică, și dacă ea vine și îmi spune, asta înseamnă că are încredere în mine. Cu siguranță că nu o să o cer dacă vine să-mi spune. Dacă o prind eu așa pe ascuns, atunci e o problemă. Dacă vine copilul să spună, aia e, până la urmă, asta e lumea în care trăim. Nu ai cum să ai impresia că nu se va întâmpla. Poate se va întâmpla. Doamne, ajută să nu se întâmple, dar... trebuie văzut motivele pentru care face lumea chestia asta, pentru că, da, fac comparația cu băutura, că băutura este și cea mai la îndemână tuturor. E, una este să te duci, să-ți iei o sticlă de vodcă tărie, să te închizi în casă, să o bei singur, să-ți dormi pe canapea după ce ai făcut pe tine, da. Și alta este să te duci într-un club și să iei un pahar de vin să te distrezi. Azi contează foarte mult motive, dacă tu ești
nu știu, într-un anumit anturaj și aia a făcut și n-ai vrut și tu să vezi cum e, aia, asta e tata, s-a întâmplat toată. Dacă tu ești unul de la... De deja ai 500 de euro datorie la dealer și vrei să ți-o plătesc? Da, da, da. Nu, da, mai înțeleg. Înseamnă că se discută cu altceva. Nu știu dacă asta va o să fie cel mai greu lucru, să nu vină cu heroină sau... Ferească păi, Dumnezeu, da, vezi că da. Foarte mulți la noi informarea copiilor vis-a-vis de consumul de droguri este total zero. Nimeni nu se implică. Vin cu niște campanii de astea, de pun cu ochelari colorați la ochii copiilor ca să vezi să vadă ce cum e. Cu nu, și sau mai nou, vor să-i bage la pușcărie. Știi că am văzut. Aveam o glumă, zic că nu știu cum unde o să se țină. Știu unde o să se țină Beach Please anul ăsta, dar la anul cred că sigur se ține la Jilava. Știi da, că da, da, adică da, da. E posibil să nu fie asta calea. Cineva trebuie să explice totuși efectele sincer și cât se poate de clar, fără multe cuvinte de astea de medicale sau nu știu ce, mă să explice totuși sincer, că e o diferență între marihuana, cocaină sau heroină sau... Trebuie să vadă că nu toate sunt rele, nu toate sunt bune, nu toate, că există diferențe între ele, știi? Da. Da, da, da. Nu, mi se pare super interesant punctul ăsta de vedere. Niciodată nu m-am gândit, mi se pare și îmi asum să zic treaba asta și cred în tare, treaba asta prea mică să mă duc în zona aia să mă gândesc, bă, dacă aș avea un copil ce aș zice, dacă s-ar întâmpla, știi? Pentru că tu gândește că acum 6 ani am fost la liceu și eu vedeam ce se întâmpla în jurul meu, înțelegi? Mai am până să ajung în ipostaza aia sau la maturitatea necesară să știu cum aș putea să sfătuiesc pe cineva sau chiar pe copilul meu, știi? Probabil că mai de așteptat. Cred că cel mai bun metodă să vezi efectele consumului ăsta când devii dependent este să observi oamenii care sunt. Că aia îți spun clar. Eu, de exemplu, noi am trecut în anii 90 până... diverse perioade de astea, erau în cartier la un moment dat, erau atât de mulți consumatori de heroină, de injectabile, de exemplu, da, da. În momentul în care a început primul război din Afganistan, deci a fost aproape o revoluție, deci nu se mai găsea marfă și oamenii umblau cu imprimante în mână, pe stradă, adică era dezastru, pentru că au și murit, pentru că nu le-a explicat nimeni că, bă, nu e egal, mă, fumatul de iarbă cu fumatul cu trasul de heroină în venă, adică treci pur și simplu un alt nivel. Da, da, da. Da. Mulți trecuseră de la una la alta, crezând că aia ce, mă, că toți suntem cu o chestie. Am mai auzit de cazuri de genul ăsta și am văzut, din păcate, și pe prieteni de mine care au început în clasa nouă, că hai să stăm la o țigară, după hai să nu știu ce, după, știi, se avansează, adică chiar e destul de periculoasă toată treaba. Da, ca la chestie să începe cu ceva, nu încep direct cu cel mai tare. Spune-mi și mie așa, în două minute, cam cum și ce ar trebui să facă un om în viața asta ca să nu alerge după bani? Ce ar trebui să facă în viața să nu alerge după bani? Care-i mindset-ul? Dacă înțelegem că un alergat după bani, a face orice ca să obții bani, asta înseamnă să alergi după bani, că banii îți trebuie, că... Cred că, în primul rând, ar trebui să-și găsească o pasiune, ceva care să-l pasioneze și să încerce să fie cât mai bun în respectivul domeniu. În felul ăsta, cred că la un moment dat cineva, la un moment dat în cariera lui, va acorda atenție sau va începe cumva să monetizeze ceva care îi face plăcere să facă și atunci... Nu trebuie să mai fii, să alegi în stânga și în dreapta, stai așa să-l mulțumesc pe ăla, stai să fiu de treabă cu ăla, stai să îl pun pe fund pe altul ca să pot să fac rost de bani. În primul rând să înțeleagă că banii sunt și o formă de dependență. Dacă tu, de exemplu, lucrezi pentru cineva și tu nu știi să faci mare lucru sau ești doar o rotiță din tot angrenajul ăla, poți fi foarte ușor... poți fi dispensabil și atunci ești nevoit cumva să, când ești dependent de banii respectivi. Mai bine e să ai mai puțin, dar să fii independent și nu știu, să ai o afacere proprie sau poate să ai un soi de meserie care să te pună într-un punct în care să nu poți fi ușor de înlocuit. Nevoile tale sunt cele mai mari mâncătoare de bani. Dacă nevoile tale sunt exagerate și nu sunt în concordanță cu statusul tău social și crezi că asta te mulțumește, atunci vei pierde foarte mulți bani, pentru că
Nu contează omul pe cât de mult bani are, pe atât de mult cheltuie. Dacă tu vrei, de exemplu, să-ți iei un Mercedes, dar ai bani de Logan, atunci e doar vina ta că ai ratele respective. Nu e de vină banca, nu e de vină nimeni. Câteodată sunt foarte multe lucruri pe care tu îți dorești cumva să le ai, pentru că, na, așa e sistemul ăsta consumerist în care toată lumea trebuie să cumpere. Dar tu îți dorești niște chestii să ai ca să fii în rândul lumii. Câteodată n-ai nevoie de ele. Deci nu avem nevoie de foarte multe din lucrurile pe care lumea și le cumpără de obicei. Cum ar fi telefoane scumpe, Adidas. Tocmai, asta e o chestie mai mult de status social, de vor oamenii da, dar, să impresioneze, gen. Din păcate. Da, dacă tu scapi în primul rând de aceste frustrări, o să ai mai mulți bani. Îți spun sincer, că eu prima oară când am scăpat de frustrarea asta de a avea mașină, de a avea hainele, nu știu care, de a avea nu știu ce, am început să am mai mulți în buzunar. Ce părere ai despre noua generație, despre nou val de trepări? Aici am... să zic așa... Băi, viața te învață. Viața te învață multe chestii. Am fost în prima fază un pic revoltat gândindu-mi că copiii mei ascultă muzică de asta. Și i-am luat la un dat căștile lui fiul meu și zic, mă, tu ce asculti? Muzică de asta, trep? Îi rog înjurături. Zice, da. Zice, tată, ți-ascult primele tale albume. Și zic, olă, zic, stai așa, mă, că nu e așa. Cumva noi uităm că am fost și noi mici. Și na, marea majoritate a celor care cântă sunt de o anumită vârstă. Sunt de o anumită vârstă și fac muzică pentru vârsta lor. Așa eram și noi. Ne place să epatăm, să spunem, na, puneam lucruri trăznite, ca să zic așa, în 90. Ce mi se pare mie că este exagerat, acum trecem peste chestia asta cu eu fac, eu drag, eu sunt șmecher, tu ești fraier, ok, asta mi se pare ok când ești puști, dă bine pe rap. Ce mi se pare mie nenorocul este că toată lumea glorifică consumul de droguri. Adică exact, eu nici asta nu, am zis eu nici de 1000 de ori. Eu nici nu cred că ei se droghează așa de mult pe cât zic că se droghează. Și cine face muzică trebuie să fie conștient că convinge și pe restul. Dacă tu zici de 100 de ori, mamă, am tras în mamă, ce bine sunt, ce nu știu ce, ok, e foarte treaba ta. Dar tu în sufletul tău știi că, fiind artist, nu poți să fii tot timpul farsă, că trebuie să te duci la studio, trebuie să te duci la emisiuni, trebuie să te duci... Tocmai. Trebuie să faci și melodii și tu știi cumva că nu e așa. De ce să minți acum? Și cumva trebuie să fii sincer. Plus că mie mi se pare că o să li se termine subiectele foarte repede. Pentru că nu poți să discuți 7 albume despre cât de șmecher ești tu și cât de fraier ăla. Hai, rămâne surprins. Da, adică o diversitate în a aborda limba română și subiecte de zi cu zi. Sau, nu știu, n-am auzit, nu știu, fă o melodie despre, nu știu, sinucidere, dar fă, nu știu, cum... Există foarte multe cazuri în România, nu știu. Dacă vrei să tratezi probleme sociale, fă, nu știu, orice altceva, dar dacă la început e cool, știi, când auzi de astea așa de șmecherie, că și noi tot așa am început, de ce să fiu ipocrit acum? Încearcă după aia să mai diversifici și să înțelegi că ai o anumită responsabilitate față de oamenii care te ascultă. Poate să nu mai ai același succes, dar... La un moment dat în timp vei fi apreciat pentru felul cum a ieșit din decor, ca să zic așa. Adică te duci cu un trend, dar nu poți să te duci foarte mult. Aici mi se pare, deci ce mi se pare mie, băi, e frapant că dacă mă uit la o piesă trap, fie din Brazilia, fie din Franța, fie din România, băi, de când începe prima tobă până la sfârșit, eu știu și cum arată clipul și cum spune. Adică toate sunt la fel. Bă, eu cred că, sincer, dacă o să intre unii peste mine în casă cu cagule, eu cred că o să mă bufnească rusul, știi? Chiar dacă o să mă jefuiască, dar nu cred că o să îi iau în serios. Da. Acum, toți ne băgăm în stereotipuri de-astea și nouă ne-a plăcut Tupac, am făcut chestii de acolo, dar bă, n-am început să ne împușcăm noi cu mafia, de exemplu, ca să împușca Tupac cu Biggie sau am încercat să facem și alte genuri de piese. Eram și într-o perioadă în care chiar nu aveam ce să ascultăm, adică nu, dar ce într-un studio nu-ți compunea nimeni ceva nou, acum sunt tone.
Da. Așa că care din această generație se va desprinde în curând și va încerca să se reinventeze, probabil că va reuși. Restul, din punctul meu de vedere, nu știu dacă o să mai fie aici peste 2-3 ani. Atunci, cum s-a și văzut, de fapt, că... Na, vezi moartea trepului în 2-3 ani? Aia, nu știu, că nu sunt eu Nostradamus. Eu ziceam de ăștia ai noștri. Acum, la nivel mondial, nu-mi dau seama... Nu. Mă refer aici, da. Totul... Știi cum e? Orice cultură, că este o cultură, nu? Da. Este acum înlocuită de contracultură. Ei au fost o contracultură, la un dat rap-ul și muzica în general devenise foarte așa pop, foarte tristă, melodică. Și atunci când ai auzit pentru prima oară piese trap, ți s-a părut cool, pentru că s-auzeau altfel, sunt sunetele alea care sună mișto, efectele și așa mai departe. Dar s-a făcut atât de des, încă la un moment dat cineva va veni, va face tot altceva diferit. Exact. Și va fi înlocuit, că asta se întâmplă tot timpul. Se schimbă, trendul vine, revine, într-adevăr. Da, probabil că na, cei mai buni vor rezista. Și... Sunt, și eu sunt foarte tare curios. Dintre ei toți cred că Tilafonic e singur care a reușit să mai facă și alte genuri de piese. Asta voiam să te întreb. Ai pe cineva din zona asta? Adică îți place de cineva da, din zona asta? Da, cu Tilafonic, pentru că am și cântat cu el și mie îl văd foarte versatil și chiar dorind să facă... El a fost ultimul interviu înainte de tine. Da, a fost foarte deschis să facă și alte chestii și... na... Cu riscul de a pierde probabil fanii aia în răiți de muzică trap, dar azi, bă, hai să facem un pas în altă parte. Sunt mega, mega curios. Ce mai face Camelia? Bă, habar n-am, chiar am vorbit cu George acum vreun an, am vorbit că aveam o piesă, am mai lucrat câteva piese la studio, așa, de dragul vremurilor trecute. Da. Și am întrebat ce mai face. Știu că nici nu mai stă în România, lucrează. Împreună cu George, cu Hora, lucrează, dar în alt gen muzical. Ce să zic? Sper că e bine, nu? Cred că mai mult pe el trebuie să-l întrebi de activitatea ei. Cred că toată România știe de Puia, Camelia și George, Hora, păi ia, dacă ia. Era la un moment dat, mă duceam la terasă și m-a mai strigat cât un prieten, Puia, și s-a auzit după la masa elaltă, Camelia și George. A rămas așa, o emblemă. Exact. Și chiar am făcut o brigadă bună. Asta când a venit asta acum, a trăit Puia American Dream-ul ăla, la care visa atunci. Da, păi îți dai seama, puțină lume știe că casa aia din American Dream și mașina aia erau ale mele. Eu nu terminase în casa. Nu pot să cred. Da, eu nu terminase în casa și nu aveam cumpărat în mașina. Era un American Dream un pic fals, știi, că aveai înainte S și nu aveai casa terminată. Bun. Dar l-am trăit pentru că na, a fost pentru prima oară când după mult timp nu am mai stat în chirie. Da, da. Că na. Sincer să fiu, ăsta e punctul în care poți să zici că ai pus-o în România. Măcar ai o casă. Uite, știi ce sunt curios? Dacă poți să-mi spui în momentul de față, estimativ, de-a lungul timpului, cam în jur de ce cifre produce o piesă ca undeva în Balcani? Măi, nu știu, depinde, hai să spun ce. Nu am stat, eu nu sunt genul să stau să-mi calculez cifrele, cât le-am luat, ce am făcut. Contează foarte mult ce faci cu banii, că deja ai făcut tu cifre, dar e spart după aia. Exact. Bănuiesc că de-a lungul timpului a făcut așa câteva sute de mii, zic eu, de euro piesa respectivă. Doar că, nu știu cum își calculează alții veniturile, dar contează și cheltuielile. Că, foarte important, da. Depinde contractele care le semnezi. Piesa e făcută împreună cu o casă de discuri. Tu împarți cu casa de discuri banii respectivi. Plus că, câteodată se mai ascultă, câteodată nu... Cred că un hit aduce niște bani în fiecare lună, de exemplu, generează YouTube-ul sau Spotify-ul. Da, exact. Și atunci, nu știu, n-am privit niciodată așa. Eram curios, dar... mercantilă treaba asta. M-am bucurat foarte mult, în schimb, când lumea știa versurile și când l-asculta sau când pot să o mai cânt sau lumea, uite, care... avea 5 ani când am lansat piesa, încă o cântă, știi? Adică da. Pentru mine astea sunt bucurii, că
Banii am avut și s-au dus de mai multe ori, sincer, să-i știu cum să zic. Bani, că e ochiul dracului. Bun, mai spune-mi așa, cum consideră puia că un om e șmecher? Ce calități trebuie să aibă să fie șmecher? Dacă atunci când erai tânăr, te gândeai, nu știu, că era șmecher băiatul ăla din cartier, că avea blugii aia, ce trebuie și nu știu ce, la vârsta asta. Dacă vorbim de șmecheri, de șmecherii ăștia de cartier, de șmecheri, eu știu în primul rând că sunt, adică așa îi consider și așa am considerat pe toți. În primul rând, niciodată nu vorbea urât. Nu vorbea urât așa gratuit cu lumea doar ca să pară șmecher. Tot timpul erau cei mai fraieri, care încercau tot timpul să se impună înjurând și făcând urât. Trebuie să faci bani, trebuie să fii independent, cu siguranță nu poți să te numești șmecher dacă tu n-ai 3 lei în buzunar și ai doar hainele de pe tine. Normal, un om care e șmecher știe că e șmecher și nu trebuie să dovedească în fiecare secundă, așa că o să-l vezi vorbind frumos și cu unul de mai amărât și cu unul mai bogat și cu unul mai mic și cu unul mai mare și cu unul mai bătrân, cu altul mai tânăr, știi, să discute absolut cu toată lumea, pentru că în general șmecherii sunt respectați din cauza că ei știu cum să comporte cu lumea, nu de frică. De frică exact. Nu ești respectat, de frică ești doar, ți-e frică, dar la primul pas când cazi, sară o grămadă pe tine. Nu, uite ce a pățit Ceaușescu, de exemplu. Era șmecher, dar mi-era respectat. Și după n-a mai fost, da. Da, adică frica nu știu dacă poate fi luat în calcul. Cred că trebuie să ai ideile tale proprii și să nu te duci după gândurile sau după cum crezi tu că te îmbărligă unul și altul. Și să nu-ți fie niciodată frică să gândești cu capul tău și să iei decizii cu curaj, chiar dacă toți spun că nu e bine. Asta mi se pare că te face șmecher, când poți să zici, bă, știi ce? Chiar cu frica de a pierde, tu zici, bă, așa cred eu și așa fac. Să ai principiu exact. Ăsta în cap. Super cool. Super cool. Și uite, am simțit nevoia să te întreb pe tine chestia asta, pentru că foarte multe persoane, cel puțin în anii respectivi, își luau reper al șmecheriei pe tine și ceea ce cântai tu la vremea respectivă, păi, înțelegi? Eu fac acum comparații și cu zona de trep. Da, și da. Că noi ne asemănăm cumva. Eram mici, cântam gangsta rap, vorbeam de ce se întâmpla în cartier, cumva lumea așa ne lua. Erau viețile noastre. Era vețita noastră, probabil de aia și stii și eu ajung la pușcărie, adică nu, din păcate n-am inventat foarte mult, ci mă bucur că am reușit să scap de perioada aia. Da, 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 da. Adică la un moment dat nu mai era interesant, că vedeai ăla se duce la pușcărie, ăla mierlește, ăla se degradează până în ultimul hal, era nasol. Da. Adică eu vedeam la știri perioada aia, eram prea mic să am anturaj de genul ăsta. Puia, da. Pe final, îmi dai notă la niște piese? Avem niște trepări. Păi îți dau o notă în părere personală. Părere personală, că nu pot să dau așa. Părerea ta personală. Să le ascult, ia. Ideea e în felul următor, că eu trebuie să stau să ajung la partea la fiecare piesă. Ok. Acum. Hai că luăm pe switcher de aici. Mhm. Așa. Așa. Bun. Fii okay. Atent. Deci o să te rog să-mi dai notă la 4 piese. Sunt 4 artiști. De și la să... cât la cât? De la 1 la 10. Hai să okay. facem așa. Începem cu Swisher. Piesa se numește Hey Soro. Are 1,3 milioane de vizualizări. De acum 2 ani. E mai vechiuță, ca să spunem așa. Dar sunt tare curios ce notă i-ai dat tu. E din zona asta de trap, asta e puțin mai pop așa, da. Beat-ul e interesant așa, poți să te miști pe el. Asta sună Andrei așa un pic. Când ți-ai făcut o idee, îmi spui nota și trecem un 6 așa. Un 6? Da. Ia stai că vine și refrenul, stai. Poate schimbă ceva. Rămânem pe 6? Da, da. Ok, ok. Mergem la Petre Ștefan, Balenciaga, piesă de acum 4 luni cu 2 milioane de vizualizări.
După asta e nebunite fetele mele după Pătești. Da? Nu l-ai mijlocii face, da. Vacanță Marrakeș, poți să-mi dai faturi de piață, dar n-ai cum să mă oprești. Rândul deasupra. Cântă bine. Da? Da. E mișto, știi? Dă-i, dă-mi un 8. Un 8? 8, da. 8, bun. Acum... Face, are flow deja. Și mie îmi place. Nu doar își pune autotune și doarme acolo. Bun, hai să-l vedem pe MGL Contact Fatal 2. Deci ce vorbeam mai devreme cu piesele cu a doua parte. Piesa are 11 milioane de vizualizări și are, a fost lansat acum 8 luni. Da, e tot pe acolo, de 8 așa. E de 8? Da, da, dacă e 10 trebuie să mă scoate de pe scaun. Hai să vedem. Bun, îl mai avem pe berechet cu Bam Bam. Pe coștiu, pa. Eu vin, taxez, te amendez. Beau și fumez, nu lucrez la program, bă. Bam, 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 am mai dispărut un gram. S-a mort. Eu cred că le zice doar așa ca să, să pară cool. Că nu pare un tip care se droghează de așa. Am mai dispărut un gram, bam, bam. Păi, hai să luăm logic. Dacă tu tragi bani, tragi, păi, cât e vreo 100 de euro gram, de unde dracu faci rost de bani? Că nu te duci la nici program. Asta e, da, mă rog. E ceva SF. Da, da, da. Da, mă rog. Nu, asta nu, nu mă prinde. Adică nu e credibil. Și chiar dacă ar face așa ceva, de ce să mi-o cânte mie într-un ce refer? Ce nu te dăm? 5. E de, a trecut, a trecut clasa, da, e tot ce trebuie. Da, da. Știi ce te rog din suflet? Nu te uita. Nu te uita acum. Bine, la toată chestia asta. E o chestie surpriză, dar bine, la modul cel mai serios. Hai să vedem. Sunt curios de părerea ta și despre piesa asta. Ah. Sună cunoscută vocea. Ești tu? Nu. De ce să mă încred în fraier care m-au vorbit aiurea? Oh, trepări ăștia parcă au întrec cu măsura. Joc fraierii pe degete că asta mi-e natura. Eu dau ture cu bolidul, voi rămâneți cu trăsura. Da, bine, hai că te m-am dat de gol, da. Serios? Da? Am făcut 100.000 de abonați pe YouTube la un moment dat. Și am zis toată viața, băi, eu nu mă bag, eu am cântat la Tobi, am zis, nu mă bag, frate, să scot piesă, să vorbesc eu pe piesă, să fac. Știi care e faza? Că eu cred că pentru început de carieră nu e bine să arunci cu noroi în alții care sunt din aruncă, prima. Că eu nu o să fac așa ceva, da? Asta a fost odată în viață. Da, am înțeles. Da, ia uite, mă, eram pe ele. Da, era... Și băiatul ăsta e trapper, nu? Nu. Nu, dar pare. Într-adevăr, pare. A, da? Nu, ăla, stai. Ăsta e trapper. Da, da, da. Ăsta e Roberto Grasso, da? Aha, aha. Stai că vine și partea, e extra și partea asta. Ia. Asta e bună. Hai, hai că... Să se comporte în bașoc de cine prinde. Asta e punctul meu forte din cauza mea. Au început să nu se suporte. Ce aveți voi, nu brigade, o gașcă de escorte. AG, spune-mi Grasu. Mă strigă, dedică, se echivale cu tasul. AG, spune-mi Grasu. Nu cântă rău. Nu, nu, chiar e o de bine. Și îmi place că e ceva pe care te poți mișca. Pe foarte mult timp rap-ul n-a mai fost ceva pe care te poți mișca. Mă, toată lumea... talent, femeile mor de mine, trepări, deși-o la fumea, vor să fie ca mine, ești copil. Piesa asta trebuia să fie scoasă de pe YouTube. Am zis că nu regret nimic din viața mea. De ce s-o scos? Ai zis s-o las acolo. Nu o să mai fac așa ceva în viața mea, deci fiți siguri că nu o să mai fac ceva asta. Nu e rea. Așa. Ai un 7. 7. Da. Doamne, Doamne ajută, mulțumesc din suflet. Da. Puia, îți mulțumesc că ai fost în seara asta alături mersi de mine. Și de invitație. Și te mai aștept cu cel mai mare drag, dacă mai e plăcerea. Da, cu siguranță. Aici mă găsești. Te pup. Te salut. Pa, pa.
Pro FM, Open Radio.